Bună, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Îmi vine să vorbesc foarte încet, deși sunt singur acasă, dar vorbesc încet pentru că este ora 3. Sunt pe infuzie de cola. Ideea e că montez de mai bine de 6 ore. Montez acest filmuleț. Ideea este felul următor. Am fost împreună cu prietenii mei și colegii din serialul Adela. Am fost la munte. Am plecat într-o vineri, ne-am întors miercuri. În fine, duminică au mai venit niște oameni. Luni au plecat, Mara și cu Dunaev. Wow, wow, wow. Nu avem, adică n-am stat să filmăm. Evident, am vrut să ne simțim bine. Am vrut să ne distrăm. Am vrut să ne relaxăm și asta am și făcut. Pe aici pe acolo am apucat să filmăm, mai ales în prima parte, atunci când am plecat din București spre munte. Am filmat destul de multe chestii funny. După care... Ne-am simțit bine în fiecare seară, ne-am distrat, am dansat, am râs, am povestit, am filozofat, am strâns prietenii frumoase și m-am apropiat de oamenii ăștia minunați. Mă rog, nu mai lungesc. O să vă arăt acum filmulețul. Poate că vlog e mult spus, dar e un filmuleț care mie mi-a stârnit foarte multe amintiri plăcute, deși, sincer, plecarea la munte s-a întâmplat recent. Vor fi niște amintiri care vor rămâne toată viața aici. Și mă bucur că pot să împărtășesc cu voi anumite momente. Hai să începem. Vizionare plăcută! O să plec împreună cu colegii mei. Suntem echipa de protagoniști nebuni. Vezi că-ți plec capul pe tine. Mergem la munte, acolo unde ne așteaptă o vreme superbă, zăpadă, frumos. Plecați cu noi în călătoria asta. Este foarte aglomerat, facem 3 ore până acolo. Așa că drum bun. Da, mă. Prietenii tăi. Sfârșit. Mama, totdeauna, întotdeauna. Bine. Nu mai refacem, dar da, sunt prietenii mei. Ce faci, mă? Bă, ăsta e poliția, nici măcar nu știu cum să-i zic. Zâmbiți. Vlogger, fric. Zâmbiți. 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 Nu, tu stai cu cine știe că mă mai filmezi. Ce faceți, fetelor? Uite, vorbeam cu o fană pe Instagram, dacă chiar vrei să știi. Ah, am înțeles. Cu o fană sau cu un fan? O fană. Sad face. Exact, Mara a crescut cu, cum îl cheamă pe ăla, Shelly. Cu Shelly, da, da, da. Ula la 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 la, Suzana, che desporo mama, nebura banana, nu mai joc, nu. Nici nu știu ce filmez aici. Mama, nebura banana, Roxana și Suzana. Nu mai joc, nu. Banana. Dacă și tu simți ca mine, ne vedem la nivelul următor. Așa cum vrei.
am ajuns la munte. E zăpadă. Suntem vacanță. Suntem vacanță. Ninge, sunt în picioare, mă mișc în sfârșit după atâtea ore de drum și atât de frumos. Ia dă-mi bagajul. Ia mă, ia mă. Ui! Știți că sunt în mânere. Bagă așa. Am ajuns și nu este nimeni. Alo, bună ziua. Este cineva? Da, ok, hai să ne cazăm unde vrem. Nimeni? Hai să mergem. Uite aici la bucătărie. Ce mă arăți, e foame? Foame, e puțin spus. Bagajele sunt ai? Haideți și la Vlad, așa. Da, putem să ducem astea sus? Da, deci... vă rog frumos, haideți, dacă okay, poate, okay. Eu, sigur că da, așa. Luăm astea așa frumos și le ducem sus, doamnă, sigur că da. Nu o să priviți nimic din partea casei? Nu, nu, pentru că ți-ai temperatura, nu ar trebui să ne luați temperatura? Da. 3 ore mai târziu, încă n-a venit nimeni să ne ia. Dunaev se roagă la sticle. Mara săraca a dormit cu un sandwich. Oana e de negăsit. Pe Oana am pierdut-o. Vine cineva? Vine cineva. Asta. Nu, era un câine. Totul bine? Foarte bine. Uite, haideți să cer camera mea. Hai să facem un room tour. Da. Stai, așa, stai. Ok, scuze. Gata? Dacă era cineva, dacă era Oana desprăcat, nu vezi nimic. Oh, Jesus, ok. Uite, asta este camera mea, am vrut să ia paia mare. Cât de mare e, aveți în loc? Da, tot fir și necazată paia mea mare. Așa, și acum începem să ne distrăm, da? A, baia e foarte importantă, e mare. Încep să scot aici băuturile, aici este momentul de prezentă. A, trebuie să închid, ok. Ok. Ce să filmez pe asta? Mă, frate, ce durează atât? Gata, acum. Hai cu comanda, la masa 13. Masa 13 imediat, îmi cer scuze, imediat, vă rog. Așa, nu știu, omletă. Crenguști. Păi nu mănânc așa ceva.
Vlad, de ce tot faci? Am pornit focul, facem grătar, fetele sunt în casă, pregătesc cartofii prăjiți și noi suntem aici, ca băieții. Hai! Să sară jarul! Să sară! Grătarul este gata, fetele au făcut cartofii, mă ce bine arată. Vlad a făcut grătarul, eu m-am dus farfurile de carton. I was born to be free. Acest vlog, nu uitați să dați un follow pe Instagram Vlad German Inuță Jos Oficial, să dați subscribe pe canalul meu de YouTube și ne vedem data viitoare. Mă duc și mă bag direct, de fapt, știți ceva, cred că adorm aici. Noapte bună, de fapt să aveți o dimineață frumoasă, pentru că e dimineața la voi când vedeți vlogul ăsta.